Sunt aici în parcarea la piața din Deaj, dar nu e nimeni pe aici, frate. E gol. Am măcar să vede fain că de ce orașul. Deci nu înțeleg, frate, deci nu e nimeni. Astăzi, ce zi e astăzi? E ora 5, adevărat. De la noi în Bistrița mai găsești pe cineva aici. Nu știu, la program. La tarabe, habar n-am. Și aici. Am măcar să vede fain orașul de aici. De sus, suntem în aprilie. Suntem în 4 aprilie. Foarte tare. Aici e parcul. Eu stau undeva acolo, în partea aia. Da. Foarte tare. Și biserica asta, Sfântul Mihail. Greu formată, s-a reformat, amar, da? De ta vedeam oameni pe cea că veneau. Astăzi e joi. Azi e joi, joia să nu fie piață. Dar absolut nu-i nimeni aici, deci poți să urli tare. Să strigi. Alo! Alo! Aveți roșii, ridichi, castraveți. Aveți? Alo? Alo, domnul? Nenia, badea? Lele? Flore? Vedem. Alo? 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 Alo, România? Trezește-te, mă! Nimeni pe ce, frate? Nu știu ce program ai. Bună fără gheață. Viză. A, uite, la Băbâlna. 8 aprilie a fost târgul de Paște. Uite, acolo e camera. Mă porumbe. Sunt trei ori. Pe cineva aici. Bună! Cu asta când e deschis aici? Marța și vinerea. Am înțeles frumos. De la cât la cât? Pe de la 7, așa, că la vin cu mașinile, la ziua! Mulțumesc! Marți, bine am! Acum alungă asta. Mă alungă din neamă din piață, că nu-i nimeni. Deci marța și vinerea, program, de la 7 la 1. Deci marța și vinerea, asta e. Acum hai să mergem să căutăm ridichi, că vreau să mănânc cu zacusca. Că e post, postul mare. Hai, post cu folos lângă Hristos, tuturor. Asta e să vă arăt și centrul. Pitonal, de ce frumos care l-au făcut ăștia, moșii. Haideți. Clădirile astea vechi. Asta e pitonalul din Deaj. Să-mi iau bicicleta. E biserica. Să-mi iau bicicleta și merge după ridichi. Piața Băvâlna se cheamă ea. Acolo e primăria. Da. Hai, vizitați Deajul. Uitați să vă arăt, aceea este o bisericuță aici, în parcul ăsta din Deaj, parcul mare. O biserică, capela militară. Foarte interesantă. Și poliția asta, adică închisoarea de spital din Deaj. Cum să zic. Și parcul, acolo e stadionul și uitați, capela. Foarte frumos. Să o vizitați. Dacă veniți prin Deaj, trebuie să vin și eu odată să mă închin. No, Doamne ajută! Vizitați Deajul! Am uitat să zic că în Deaj puteți vizita Kaufland și mall-ul.
și bineînțeles Salina au una de dreapta. Dar am venit la Cocoflan, că la mulți sigur nu sunt ridichi și căutăm ridichi, în căutarea ridichilor. De la Cocoflan, acolo e mall-ul, stânga, și aici e Cocoflan. Haideți cu noi, la cumpărături, în postul mare, doamne, iată, păcatele, că multe am și eu. Eu umblu Cocoflan de ele, full option. Nu, am găsit. Legături ridichi în Germania, e bun, la Cocoflan. Haideți cu noi. Alea ridichi, ce mici sunt. No, după cum v-am spus, aici e Ogna Dej în stânga, Salina. Ce să mai... Vizitați Dejul, că e frumos. Aici pe deal e Armata, dealul Florilor, dealul Țibreșului, dealul Mulatău, dealul Sfântul Petru și cam asta e de vizitat. Hai, spor la vizitat, la pedalat. No, uite chiar cum a făcut, asta nu-mi place. Nu prea să pricep la... Să intri cu bicicleta, trebuie să iei așa, hop. Dar e bine, așa, așa. Bine că avem piste, slavă Domnului. Hai, bravo, domnul primar Costan. Felicitări, măcar în felicitări pentru orașul Dej, municipiul Dej, Transilvania, România. Mai bine la nimeni, județul Cluj. Hai, seara bună, mergem pe lună, pe soare.